au fost numiți inamicul public numărul 1 în Franța. Izgoniți cu vorba bună sau cu poliția, țiganii români s-au dovedit a fi niște supraviețuitori. Un avion îi duce departe de Paris, altul îi aduce înapoi. Pe principiul fie pâinea cât de rea, tot mai bine e în Franța. Aproape toți romii expulzați în vara anului trecut s-au reîntors la Paris și sunt bine mersi. Francezii au dovedit în decursul anilor că pot să-i urască pe țiganii noștri, dar că pot să-i și iubească dacă fac abstracție de politica oficială și de interesele ei. Îi veți vedea astăzi pe țiganii români care trăiesc în orașul luminilor, terorizându-i pe oameni sau, dimpotrivă, înduioșându-i până la lacrimi. Asta era Hanul. Poza s-a cam deteriorat, dar era ziua de expulzare. În vara lui 2010, buldozerele au tulburat liniștea taberelor de rom din Saint-Denis, Franța. Cea mai veche tabără, Hanul, a fost demolată complet, iar locatarii cu bagaje, copii, neveste, cățel și purcel au fost trimiși înapoi acasă. Au primit de la francezi bilet de avion doar dus și 300 de euro de persoană, bani de buzunar până se vor pune și ei un pic pe picioare în România. Franța părea că și-a rezolvat problema. I-a alungat pe romi cu vorba bună, ca mătreața de pe o haină elegantă. Iar România și-a pus din nou mâinile în șolduri și a strigat cât a ținut o gura de tare că e discriminare curată. Acum ce să facem? Stăm, uite, vagabonții acasă. De aici o întreagă polemică, discuții la nivel înalt, cuvinte grele aruncate în vânt între șefi de stat deveniți peste noapte dușmani și o lume împărțită în două, pro și contra romilor. Cât timp lumea a fost ocupată cu disputele, romii se întorceau tiptil de unde fuseseră izgoniți. Saint-Denis, Paris, 6 luni după expulzare. Asta e tot ce a mai rămas din cea mai veche tabără care a existat în Saint-Denis, tabăra Hanul. Din câte se pare, aici va fi construit un mare centru de clădiri pentru congrese. Locul e îngrădit, imposibil de pătruns aici. Poarta este nouă, acum a fost o altă poartă și mergea așa de aici până la sfârșit. Nici urmă de fostele locuințe, fie ele și improvizate. Ai spune că romii au dispărut. Eroare. Un kilometru mai sus se deschide falnică noua tabără a țiganilor români. Tocmai s-au întors la Paris, ca după o scurtă vacanță de vară petrecută la rude în România. Suntem în Passage du Pont, noua adresă din buletina celor 200 de romi care locuiesc aici. Descoperim mai întâi o mică sală de spectacol improvizată și câțiva copii care se pregătesc de reprezentație. Așa, de amorul artei. Au tot ce le trebuie, machiaj, sclipici și recuzită. Se vorbește în franceză și românește cu accent parizian. Se duce vestea în cartier că e televiziunea în chapiteau, cum numesc localnicii acest loc, și vin curioși. Să trăiți! Bonjour, madame! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vă spuneați de ce pe companiei aparțineți? Suntem de la Antena 1 de la București. Bucuros că mai aude vorbă românească, neafilii tresare și se întinde la povești. Ne spune că e de aproape 10 ani în Paris. A stat și în Hanul, a fost expulzat, dar tot aici s-a întors. N-am servici și ce să fac, doamnă, dacă eu n-am servici? Dar aici aveți? Aici am posibilitate să mă duc să fac să prestez o muncă și îmi scot banul. Mult mai ușor. Și am din ce trăi. Hrana ne interesează, averea nu. Idee susținută și de Ion Ciobotaru, vecin din cartier. Exact de când sunt în Franța, exact din 2000. Am aproape 11 ani. Bine, dar tot ce am mai fost și pe acasă. Bine, dar ani avem destui aici. Așa. Avem copii la școală, avem... cum să vă spun eu, și oamenii care ne susțin aici și a... Surprinzător, în august 2010, la numai o lună după expulzare, de parcă ar fi știut că îi se întorc oaspeții, primăria Saint-Denis le-a făcut țiganilor cadou o bucată de teren de la marginea orașului. Primăria Saint-Denis a dat plațurile acestea, locurile verane. Asta după ce s-a demolat totul la Hanul. La Hanul, da. Li s-a dat aici, li s-a tras lumină, apă, cubele. Stau câte 10 familii într-o curte. Uitați, așa, de exemplu, o familie, 2, 3,
în case cât o cutie de carton. Dar sunt mulțumiți. Primăria nu numai că le-a oferit condiții decente, dar le-a mai făcut și acte. Deci aici a fost o casă părăsită și a rămas doar locul. Și ne-a propus primăria, mulțumim domnului primar Didier Paiar, că ne-a dat posibilitatea de a ne face aici... În curtea vecină stănea Mircea. Aici, la palatul. Și el stabilit de vreo 10 ani pe meleaguri pariziene. Poftiți, doamnă, poftiți înăuntru. E cam mică, dar n-avem ce să facem. În casa lor abia au loc două persoane. Nu se compare cu vechea lor casă din Hanul, spune nea Mircea. Îl doare și acum când își amintește cum a fost dat afară din Paris. Era distrugeri mari. Băteau, aruncau, dădeau, aruncau oameni, femei peste cap, îi dădea acolo. Nu se uita că e bătrân, că un altă, băteau. Dar acum văd că s-au liniștit, acum vrea să facă și ei ceva ca lumea. Dar v-au trimis în România atunci? Ați fost în România? Unii au mai plecat în România, iar au venit, că nu poți să stai, doamnă, în România, că nu e... Dumneavoastră ați fost în România atunci, în august, după expulzare? Am fost în august imediat, atunci când au demolat, am fost. Și cât ați stat? Am stat acasă 4 luni și a venit înapoi. Pensia vine de acasă pe card, 4 milioane de lei vechi. În Franța, nea Mircea câștigă banii ăștia în 2-3 zile. Uite așa, ca să putem să facem treabă. Ușor. Să luăm banii. Uite așa. Din fier vechi trăiește acum toată comunitatea. Curțile romilor sunt depozite de frigidere și resturi de televizor. E o sursă de existență pentru ei și o soluție ieftină de ecologizare a orașului. Hai să stăm să vedem realitatea și vedem că nu suntem o problemă. Suntem, în mai multe ocazii, suntem o soluție pentru probleme cauzate din alții. Saimir Mile este acum îngerul păzitor al țiganilor români din Franța. E și el rom din Albania. E absolvent de drept internațional la Sorbona și știe 6 limbi străine, printre care și română. E președintele unei puternice organizații din Franța care a făcut un pariu din integrarea romilor în societate. Saimir e legătura țiganilor români cu guvernul francez. Caută soluțiile și bate pe la uși închise. Cum zicea Nastradin, care este un personaj de poveste orientale, el, când mergea așa pe munte, râdea. Și când mergea așa, plângea. Plângea pentru că știa că după asta vine... Iar munte. Exact. Acum, înainte să dea de un alt munte, Saimir privește înapoi cu mulțumire. Proiectul lui din Saint-Denis a reușit. Nu e vorba doar de niște case înșirate. Punctul de atracție al cartierului este cortul unde se dau spectacole. Donc on va vous présenter les petits ateliers qu'on fait ici dans le chapiteau avec les enfants. Atelierele care face copiii la chapiteau. La chapiteau. Copiii sunt acum în vacanță și toată ziua o petrec la chapiteau. Doar Spartacus e și mai fericit. Pleacă în excursie. Unde mergeți? În vacanță la Bretagne. Cu Ianis. Cu Ianis, e prietenul vostru. Da. Care facem un film cu el. Aha, voi sunteți actori în filmul lui. Vor locui acasă la Camille, regizor de spectacole la chapiteau. E unul din colaboratorii de bază a lui Saimir și prieten necondiționat al romilor din cartier. La mine vorbești puțin românești, nu super bine, așa învăț cu copii și cu familia că stai aici și așa. Acum duc o viață liniștită, fără grija zilei de mâine, fără teamă că cineva i-ar mai alunga și de aici, în mica lor Românie, de la marginea Parisului. Dincolo de ei e marele oraș, cu străzi aglomerate, agitație și o altfel de Românie pentru romii pe care îi întâlnești și aici, la tot pasul. Scena 1. Buricul târgului numit Paris, Champs-Élysées. O tânără doamnă cu fustă colorată pare doborâtă de un mare necas sau o boală incurabilă, dar paralizia îi dispare ca prin minune atunci când își dă seama că e filmată. Scena 2.
Câteva doamne binevoitoare și extrem de cinstite găsesc pe jos, fix în fața turiștilor, nenumărate inele de aur. Ca și cum la Paris plouă mai nou cu bijuterii. Le dau oricui cu dragă inimă, dar vor și ele în schimb, măcar 5 euro. Scena se întâmplă sub nasul nostru, în fața camerei de filmat. De această dată, nu ne mai dăm în vileag identitatea. Suntem o echipă din Rusia, care abia vorbește un pic de engleză. It's no money. It's for money? Yes. 2 euros, 5 euros. It's no money for sale. But it's gold? No. It's no gold. But did you say that it's gold? Oh, yes. So it isn't gold. Merci beaucoup. Scena 3. Piața Georges Pompidou, plină de turiști, copii veseli și câteva doamne surdomute. Prin semne, încearcă să convingă trecătorii să ajute cu un bănuț Asociația Surdomuților din Paris. Câțiva pică în plasă. You can speak? Where are you from? Hai, recunoaște de unde ești. Și poți să vorbești, nu? Din România sunt. Așa. Asta e meseria noastră. E meserie? Da, dacă nu, decât să fură, mai bine facem și noi. Asta. Be careful, be careful. Here is to steal something. Be careful, be careful. Dă-o dracu că e chinezoaică. Dar ce zice? Drăguță, zice, ce zice? În jurul meu se adună toată rețeaua, în jur de 15 fete și băieți, care recunosc. E o păcăleală, dar nu e atât de grav ca atunci când fur din buzunare. Auzi, dar cât reușiți să strângeți într-o zi? E, 3 euro, 4 euro să mâncăm. Atât. Hai că aveți mai multe semnături acolo. Nu, nu chiar am semnat. Noi am scris. Alții scriu că vă banii nu mai scriu, alții dau puțin. A, deci asta e, voi scrieți aici, să vadă ei. Ca să vadă ei că au mai dat și alții. Așa. Și să aibă încredere. Mere să ne bagă. Spiritele se încing abia după ce își dau seama că au fost filmate. Ia dă interviu. Hei, cum pui mâna pe cameră? Doamne, că ți-aș p***, doamne. Francezii strâmbă din nas. Nu zeme. S'il vous plaît, ne me mordez la main. S'il vous plaît. Ia, te ajut. Ei sunt romii pe care nu și-ar dori să-i mai vadă în Franța. Există însă și romi pe care francezii i-au transformat în simbol național. Ei sunt familia Romanes. Destinul i-a adunat în orașul de pe malul Senei după ce fiecare și-a căutat norocul prin colțuri diferite de lume. Suntem în centrul Parisului, la două intersecții de Arcul de Triumf. În rulota care ține loc de living și bucătărie, doamna Delia face prezentările. Asta este fata mea Florina, care are 2 copii, fata mea Rozi, mai micuță, fata mea Deliuța, cu Sorina, fetița ei. Iar ea este Delia Romanes. Se recomandă simplu, cântăreață și soția patronului. Eu sunt țigancă. Țigan, țigan, jebeci. Eu sunt o călătoare. Voyageur. Mă plimb pe acest pământ. S-a născut la Cluj, acum 50 de ani, și probabil că ursitoarele i-au prevestit de pe atunci o viață spectaculoasă, ca un scenariu de film. Este o istorie profundă. Deci am plecat de la 16 ani din România, când trăia încă Ceaușescu. Am făcut liceu de artă în Cluj, în Apuca, la Gheorghe Dima. Dar degeaba, este o țară care am iubit-o foarte mult și familia mea este la, în România, totuși. Dar era totuși o diferență mare, mă scuz că spun așa, dar a fost un mare rasism, totuși, între noi, românii și țigani. Și eu n-am putut să sufăr asta. Și am plecat. Se întâmpla în 1987, a trecut Dunărea în not și a avut în următorii 2 ani cerul drept acoperiș. Cerul din Austria, Germania, Elveția și Belgia. Ceva îi spunea că trebuie să ajungă în Franța, acolo unde tânărul Alexandre Romanes cunoștea deja celebritatea, dar ei doi încă nu se cunoșteau. J'ai grandi dans une famille gite zigane française. Mes parents, ils avaient un très grand cirque en France. Mais moi à 20 ans, je suis parti, je trouvais que c'était trop grand. C'était un peu inhumain, il y avait trop de camions, trop d'animaux et tout ça, et je suis parti. Într-o zi a trecut Alexandru pe plaț, la Nanterre, și mi-a spus ce știi tu să faci. Am zis, știu să cânt. Și eu știu să fac circ. Au zis, că mi-a vrut să facem ceva împreună? Zis, da, mergem împreună.
Și așa că s-a făcut circul ăsta românesc și copiii noștri. Au 5 copii, 5 nepoți și un spectacol de circ celebru în Paris de aproape 20 de ani, Circul Romanes. Sunt atât de cunoscuți și de iubiți în lumea artistică pariziană, încât anul trecut au ajuns să reprezinte Franța la expoziția de la Shanghai. Acum 13 ani, Circul Romanes își făcea deja debutul la televiziunea franceză Arte. Mes parents, ils avaient un cirque normal. Moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais quelque chose de, qui soit le plus proche possible de l'esthétique tzigane. Fără decoruri, machiaj, costume sau regie, totul se întâmplă într-un cort, în franceză chapiteau, în mijlocul rulotelor care țin loc de case. Acum 5 ani au primit de la primărie terenul din centrul Parisului, un fel de recunoaștere a valorilor. Fiecare membru al familiei are un rol important în spectacol, pe scenă sau în spatele ei. La tine stația? Adu-mi și minte, rog frumos! El este Costel Dângălaș, vărul Deliei, om de bază în orchestră și responsabil cu sonorizarea. 10-2 test. E 9, da. Test. E 9. Răzvane! Ia vezi tu, tată, că nu știu... Ce? Numai eu, ăla, sau are alte conferințe de asta, ce s-a întâmplat? Răzvan, băiatul lui, își testează talentul de pe margine. A terminat liceul de artă la Buzău și conservatorul, dar degeaba. E de 18 ani în Paris, cu toată familia. Fetița cea mică e pariziancă și de la 5 ani e inclusă în spectacole. Iar mama, Fănica, e bucătăreasa circului. Acolo facem gogoși, din fier, din cald. Mai sunt 2 ore până la spectacol. Febrili se adună în cort pentru repetiții. Așa fac ei în fiecare seară, că e sărbătoare sau zi obișnuită. Cei mici învață de la cei mari. Asta e regula de bază a circului. În orice copil care vine pe lume, e un mic artist. Trebuie doar descoperit. Eu când am venit aici, am avut în jur de vreo 7 ani. Și tot vedeam acolo songle, trapezuri, funii și încercam și eu să fac. Sorin, băiatul cel mic al Deliei, a fost până acum 4-5 ani acrobat, după care a trecut în spatele scenei. În momentul ăsta ne mai replasează copiii, deci ce am făcut eu la câțiva ani. Acum sunt destul de matur, nu mai am succesul ăla care am avut la anii ăștia. Corect, corect. Vin din urmă generațiile mai tinere. Băiatul care a fost aici, amenete, el se ocupă cu muzica. Noi suntem acrobați. Claudiu și Alin, acrobații, sunt veri primari. Nu au împlinit încă 15 ani, dar știu să trăiască intens, cu bătături în palme, senzațiile tari la înălțime. Însă, cum ajung din nou cu picioarele pe pământ, încep repetițiile pentru orchestră? Pentru că ei sunt oameni orchestră. 1, 2, 3... Între timp, încep să vină spectatorii. Cei care n-au mai fost pășesc timid, privind ciudat rulotele din jur. Nu arată a sală de spectacol și se întreabă dacă au nimerit unde trebuie, dar riscă o întrebare. Delia ia poziție la intrarea în cort, așa cum facem fiecare seară. Sarcinile ei sunt multe și variate. Face totul, de la mâncare la cântat, de la PR la caserie. În fața ei, coada la bilete se formează imediat. Adulții plătesc 20 de euro intrarea, copiii 10. Pentru cei mai mici de 3 ani, intrarea e gratuită. Un marketing profitabil, în stil occidental. Nu există cortină sau culise, nu există practic nicio barieră între public și artiști. Repetiția e tot un fel de spectacol, pe care norocoșii ajungi îl savurează cu pasiune. Noiembrie, decembrie, ianuarie tal nu a fost, că erau pe jos. Și avem un micuț loc ca să putem să facem spectacolul. Și directorul m-a certat că nu pot să spun nu, că lumea vrea să vină la spectacol. Sunt deja celebre la Paris petrecerile pe care le dau românii la circ. Sarmale! Revelionul de anul trecut a adunat sute de francezi în chapiteau. Distracția s-a terminat spre dimineață, iar petrecerea de la Circul Romanes a devenit știre de televiziune în Franța. Ça, c'est sûr. Autre réveillon pas comme les autres, maintenant à Paris, en compagnie du cirque Romanens, un cirque qui célèbre depuis des années l'âme tzigane sur la piste et après le spectacle, puisque les spectateurs ont fait la fête avec les artistes. Marc de Chevigny et Yves Le Bacon y étaient. Juste là, sous les tours parisiennes, un étonnant parfum de Balkan. Le mot tzigane. Je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est un filtre.
Vous comprenez, filtre? Ceux qui viennent ici, ils aiment les tziganes. Vous comprenez? Ceux qui nous aiment pas, ils viennent pas. Între timp, sala se umple. Din culise, se aud primele acorduri de muzică țigănească, în ritm din ce în ce mai alert. Jean și Marie ajung în cort în ultimul moment. Ar fi fost o tragedie să piardă un minut din spectacol. Au venit special de la Bordeaux să-i vadă pe românii de la circ. Biletele s-au vândut, toate, până la ultimul, cam fiecare seară. Casa se închide, iar cutia plină cu bani e pusă în loc sigur. Spectacolul începe atunci când vrea publicul, iar publicul nu mai are răbdare. Se simte asta după aplauze. Așezată pe scaune în fața publicului, familia Romanes privește mulțimea adunată cu modestia artistului de valoare. De la patron până la bucătăreasă, de la mamă până la copii cu suzeta în gură, în seara asta toată lumea muncește. Se ridică fiecare pe rând de pe scaune atunci când trebuie să-și facă numărul. Delia își dă jos pantofii și trece de la casa de bilete la microfon. E momentul ei. Însă spectacolul e abia la început. Urmează momente de tensiune maximă care lasă publicul cu gura căscată. Și acrobata urcă din nou pe sârmă până reușește numărul. Numerele de acrobație sunt susținute din spate de taraf. Tonul face muzica și muzica dă tonul spectacolului. Alin și Claudiu intră în scenă ca niște profesioniști, fără centuri de siguranță, fără costume cu sclipici. Doi copii cu voință de oameni mari și talent cât pentru toată familia. Urmează numere de acrobație la înălțime, jonglerii, echilibristică, un spectacol de circ complet de aproape 2 ore. În spate vine un miros discret de vanilie, semn că gogoșile lui Tantifănica sunt gata, iar spectacolul se apropie de final. Toată lumea face acum coada la gogoși și vin fiert, 1 euro bucata. Cine vrea un suvenir poate cumpăra afiș cu spectacolul de circ și una din cărțile scrise de Alexandre Romanes. Cei mai grăbiți sunt Jean și Marie, să nu piardă trenul spre Bordeaux. Oh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Très bien, parce que c'est près des gens, c'est sensible, c'est beau, c'est artistique en même temps, et c'est simple, c'est avec le corps, avec la... Très bien, très bien, c'est la famille, on sent une famille, on sent une vie familiale, une joie de vivre. On est obligé de partir, on vient de Bordeaux. Destul de repede se termină și gogoșile și vinul fiert. Formidable. Très simple, très accessible. Très chaleureux. I think it's an amazing show. Pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Oamenii abia se îndură să plece. Mai schimbă câteva cuvinte cu artiștii, privesc fotografiile din culise și pleacă cu gândul la următorul spectacol. On reviendra. Le chien a beaucoup apprécié. Cum cade cortina, viața revine la normal în caravană. Artiștii primesc bile de voie să plece în oraș. Terminat. La plimbare acum. Da. Delia se retrage în rulota ei, casa cât o cutie de chibrit pe roți în care a adunat cei mai frumoși ani din viață. Aici e dormitorul, camera de oaspeți și biroul. Deci o contactez pe toată lumea, lumea întreagă, de aici. Și chiar din lumea întreagă ajung mesaje în rulota Deliei. În Africa. Îmi cere cineva să mă duc, care cunosc foarte bine, care lucrez cu de 10 ani, să mă duc la Madagascar, în Africa, în iunie. Dar din iunie
până la sfârșitul lui iulie, trebuie să mergem pe Lyon, aici în Franța. Nu știu cum să fac. Trebuie să refuz. E mulțumită cu viața ei de acum. Mi-a cerut lui Dumnezeu să o ajute să nu moară de foame și are un pic mai mult de atât. În casa ei, pe patru roți, încape tot ce are nevoie. Mai puțin rochile și pantofi. Am încă două caravane cu 300 de fuste și 500 de bluze, una și una mai frumoase, 1000 de papuci. Fiindcă trăiesc așa, dar sunt puțin cochetă. Și brusc, artista cochetă din Rulotă se transformă în director de PR. Nous voudrions venir au cirque en fin de semaine prochaine. Jeudi. Ah, d'accord. Donc il faudrait peut-être venir vendredi si à 16h20. Et jeudi. Jeudi et nota. Așa e viața lor, ca un carusel. Un spectacol se termină, altul se pregătește să înceapă. Casa pentru mine este unde mă duc, să nu fie răutate, să fie libertate, să mă pun caravana mea, să pun șapitonul meu, să pot să lucrez. Cortul meu de circ, cum se spune. Șapiton înseamnă cortul de circ. Asta este pentru mine, acasă la mine. Eu sunt o plimbătoare pe acest pământ. Nu am la mine acasă nicăieri. Așa s-a mai încheiat o zi. Trage linia și face bilanțul. Sala a fost plină, la fel și cutia cu bani. Alin e mulțumit că i-a reușit acrobația. Domnul Costel crede că sunetul a fost foarte bun, iar Alexandra a mai învățat puțin românește. Tu basque, c'est pas ça? C'est pas ça. C'est presque ça. Te iubesc. Te iubesc. Voilà. Moi te iubesc. Când vorbesc despre circul romanesc, publicații ca Liberation, Le Monde sau Le Figaro uită de tot că țiganii români sunt de ceva vreme inamicul public al Franței. Au numit spectacolul incredibil, extraordinar, un circ de vis. România însă nu-i cunoaște ca să se poată consola cu gândul că există și țigani care nu ne fac de râs în Franța. Ei, cei din circul romanesc, nu și-au programat nicio reprezentație la noi. Nu-i interesează. România a devenit mult prea mică pentru ei. Acum, cei 25 de țigani aparțin lumii întregi și lumea îi primește cu brațele deschise.